Dar de pe nicio certificat de demolție nu am. Și altceva niciodată. Nu, nu am mai certificat. Nici eu nu certificat. Haide să-i prețuim și să dăm picioarele pe cei care și-au dat viața. Nu, 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 chiar am căutat să nu. Nu mă atenționați că eram foarte atent. Să păstrăm demnitatea lor pentru că ei și-au dat viața. Noi ne-am făcut datoria de cetățeni. Ar trebui să fiți alături de noi ca să fim, ca să-i respectați cum trebuie. Pentru că puțin respect doar așteptăm. Nu să ne-ați tăiat și n-ați mai făcut nimic ca să puneți ceva în loc. Și nici nu merită mai să mult, punem nimic în loc. Mai mult, este un vid legal care nu mai avem nici la amărâta aia de șomaj, nu se mai putem. Ca să ne înțelegem. Adevărații revoluționari sunt aceștia care și-au dat viața și urmașilor și copiilor. Ăștia trebuie prețuiți. Noi ceilalți ne-a făcut datoria. Și asta cred că trebuie să înțelegem. Da. La ce le folosește? Întrebare și eu. Care este diferența dintre cel care a murit la 10 cm de mine, cartușul m-a ocolit pe mine și l-a omorât pe el? Și eu am fost aici în piață. Da? Nu, dar eu vă întreb. Eu am fost în tur, dar eu am viață. Da? Mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat. Nu până norocul că cartușul devia la 10 cm. Nu? Eu am rămas luptător, ăsta e mor săracul. Ăsta săracul pătimit și familiile lor au rămas fără copii, au rămas fără fiți. Aia a făcut.